Vă rugăm să ne spuneți cum a fost Branco, cine, cum ați crescut și cum a ajuns el să fie cel mai iubit interpret Branco, de pe Valea Timocului. Branco a fost mai mare decât mine, el a fost trage 48 godiște, eu am fost în 51, și cel mai mare cu 3 ani. Când am avut, când a avut Branco 11 ani, eu am avut 8, atunci mama noastră a murit. Și atunci Branco, de un an de zile, a început cu o armonică mică să cânte, să zică. Și după armonica aia, el a plecat să cânte, i-a mers, a fost cântător bun. Tot vilaitul a... le-a fost drag de el, le-a fost bun. A cântat mai întâi cu Pera Șleapa și mai unul Milan și cei mai proști, așa. Și pe urmă a început să facă Roce la Discos, în Beograd, a făcut Proce, pe urmă caseturi și așa. A înființat formația Ducati, mai târziu. Pe urmă cu Ducati, mai la urmă cu Ducati. A fost și pe urmă când a fost lui mai bun, a căpătat fata, a căpătat copil, fata s-a măritat, a rămas greoane, copilul a slujit voiesca și când lui să fie mai bun, el a perit. Copiii au auzit și ei sărași, năcăjâți. Eu le-am ajutat și eu cât am putut, că sunt am ei. Muiara lui, ce și acum ține casa, nu s-a mai măritat. Branco a fost, când a fost în voiescă, el mi-a spus că a făcut obhlade cu pokojni Šaban Šaulić, că Šaban să fie kralj srpske muzike, dar Branco să fie kralj vlaške muzike. Așa și a fost Branco kralj vlaške muzike. Nici un cântător n-a fost ca el. Și lui de toți a fost drag. Când a zis și de țigani, și de români, și de toți a fost drag, el n-a ales lume la care a cântat. Și așa a zărăgit și a făcut casă. Și aici, cum vă spun, tata a murit de boală și la 40 de zile după moartea lui tata, Branco a perit. Cum, ce vă amintiți din copilărie? Cum ați crescut? V-a crescut bunica, baba? Am crescut ca mamunca. Am păzit oi la comșii. La Slatina, acolo, nu? Da, la Slatina. Eu am învățat seama până în cetvărte rază în școală. Și eu am păzit oi la comșii, mi-a dat câta brânză și câta pâine. Am mâncat. Și eu am păzit în dacia lui Branco când a venit de la școală, că el ca a învățat câta școală până în osmi. Ale năcăjit între ei, am crescut cu două babe și cu tata. Tata s-a cam însurat, cam de multe ori. Ale ne-a păzit și el, nu ne-a lăsat, n-a mai făcut alți copii. A fost poate cel mai mare dintre cântăreții de muzică românească de aici, din zonă. Ce rămâne? Ce a rămas după el? Ce se mai întâmplă astăzi cu muzica populară? Care-i moștenirea lui? Acum se întâmplă, Deni cântă. Îi duce mai departe moștenirea, cum ar veni. Deni cântă acum, cânte și lui. Și păzește casă în locul tasă. V-aș mai întreba și cu asta, gata, care e cea mai frumoasă amintire? Ce vă amintiți cel mai frumos despre Branco? Nu răzminesc, cum? Cea mai importantă amintire cu Branco? Ce v-a rămas în memorie, așa, în mod special? În memorie? Despre Branco. Da, ce v-a rămas mai frumos despre el?
câncișile lui am crescut copil sărac. Ala câncic mi-a ugit, că el cât a fost viu, când am fost amândoi la vreo un scup, la vreo veselie, el n-a putut să cânce ala câncic, că zice, jalostă n-a fost de noi. Ala mi-a ugit și ăsta și pe o piatră la o fântână. Cu bunica. Da. Alea cânci și mi-a ugit, aici s-a băgat. La suflet. Da. La suflet. Am ascultat balada, care a fost scrisă după ce a murit el. Și am văzut că era foarte iubit de oameni. Și nu numai din satul lui, oamenii din toată zona asta l-au iubit. Da, și acum pe care auzi, toți zic și că nimeni nu cântă cum a cântat Branco Olar. N-are zamenă Branco Olar. Ei toți cântă, are ca el, nimeni nu poate să cânte, că el a pus în cântec lumea. Deci când a perit cineva, când a murit cineva, el a pus în cântec.